cum măcerii mereu ajutor, adică măcar o dată. Dar dacă încerc, încerc mai să văd dacă mă descurc, dacă nu mă descurc și spun aici cu maxa, deci ies minim, suma minimă este asta, minus 1, minus 2, minus 10 și face minus 55, ies maxim, este 1 plus 2 plus 10, fac 55. Și acum tu îmi spui că să mă păstrez în minus 17, să-mi dea rezultatul minus 17. Da. Înseamnă că voi avea mai mulți de minus. Da. Și doar o parte din cei cu plus. Acum, 17 ăsta trebuie să-l dublez după ce știu eu ca să fac pierderea aceea, îi transform în plus. Da. Și zic 17. Nu e asta, ci diferența între. Da. Am păcălit. Deci ce să fac? Din 55 scad pe 17. Și face, iată, că trebuie să-mi dea mărpar. Dacă nu-mi dă mărpar, aici e un pârc. Da. 8. Și 38. 38 îl împar la 2. Fac 19. Și vreau să nu împărțiți. Ok. Am făcut așa, fac. Ați împărțit. Dacă nu împărțeam, eram, mă împărcam, da? Da. Deci eu nu l-am văzut. El, asta, aici era capcană. Și acum, 19 să realizez din cine vreau eu. Da. Și tu mi-ai spus din două, dar cu două semne. Da. Minus 10, minus 9. Adică plus 10 plus 9. Da. Și suma pe care mi-ai cerut-o este asta. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, plus 9 și plus 10. Da. Da? Face exact cât. Deci, vezi că dacă am avut în minte, era cât de ce să pășesc pe chestia asta. Deci, practic, ce facem? Am faptul că îmi dă suma cu minus, m-am gândit că trebuie să fie majoritatea cu minus, și tu mi-ai și spus doar o alternanță să fie la două semne, la două numere să fie cu plus. Cu plus, să spun ceva. Da, zi. De din greșeală am pus minus 17, acum îmi dau seama. Da? Pentru că eu înainte nu știam că trebuie să-mi iau un mărpar. Aha. Și acum îmi dau seama că am pus din greșeală 17. Din 55 și 17? Nu mi-am dat seama și acum, da, Adică acum înțelegi bine de ce 17 îți face un serviciu. Da. Că dacă spuneai minus 18, nu era. Era o întrebare, e posibil? Poate, răspunsul, nu. Că da, diferența aceea era impar și impar nu se poate, un număr impar nu poate să fie împărțit la 2, da, deci asta ar fost logic. Mă gândesc, acum avem... Mă promit că vă aduc un an bun. Da. Foarte greu. Trebuie să rezolvă. A fost pe ușoară asta, da. Pentru profesor. Nu, că ai venit cu multe precizări. Da. Adică ai venit și cu două semne, nu știu ce, acolo. Mai dus în suma pe care tot am învârtit-o noi în stânga și în dreapta. Și de aceea mi-a fost ușor. Trebuie să recunosc aici. Eu mă gândeam acum că tu vii cu următoarea propunere. Fie suma S egal cu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 și așa mai departe. Și să nu te oprești la 30 și cât a spus aici, plus 50, zicem, da? Da. 50. Egal cu suma asta, dacă ar fi, deci să descompunem, ies minim și ies maxim. Minim înseamnă minus primul plus ultimul. Minus 51. Minus 51. Ori câte numere sunt? Ori 50. Ori 50. Supra 2. La 2. Adică face minus 51 ori 25. Și face? Și
21 25 aveți mulțirea. Păi da. Deci 1275 este rezultatul. 1275. Minus 1275. Da. Minus. Și iar aici? 1275. Maxim. Deci ne plimbăm în zona lui minus 1275 și plus 1275. Da? Da. Asta e zona. Și acum, problema care mi-o pun este asta. Să reușesc să dau o altă problemă în care să spun în suma asta, distribuiți voi numerele așa fel încât rezultatul ies să fie egal cu dreptul număr. Ce număr trebuie să-mi dai ca eu să am șanse să fac problema asta? 100. 100. De ce să fie egal cu 100? Deci să le distribuim așa încât suma să dea 100. 1000. Bun. 200 e prea mult. Bun. Eu ce trebuie să fac? Din 1275, 1275, trebuie să scadă 1000. 1001. Ah, ai revenit. Ai înțeles de ce? Da. Deci cu 1000 spre 1 n-are soluții probleme. Da. Cam rezultatul este impar. Da, și trebuia să dau un număr par. 1001. 1001. Dai un număr impar ca la scădere. 1001. 1001. Așa. Și acum, la scădere, face 274, care împărți la 2. Venea 1, 3. Deci 1, 37. 137. Întrebarea este, acest 137 este pierderea, nu? Da. Din cine să-l gândesc eu? Dacă ar fi toate cu plus, trebuie să pun la o serie de numere până în 50, încât suma să facă 137. Minus 137. Să facă minus 137, sigur. Dacă rup pe 50 cu minus, mi-ar da minus 100. Minus? Păi de 137 scădu 50. Da, scad, că e dublu. Nu, că s-a făcut și lucrarea s-a făcut. Păi 50. Da. Plus 49. Da. Plus 1. Deci fac deja 100. 50. Plus 50. Deci 50. Plus 49. Plus 1. Plus 1 și fac 100 și plus 37. 6. Și plus 37. Și la 6 e pui minus rapid. Da. Gata, nu problema. Deci suma care s-a cerut în problemă este următoarea. 1 plus 1. Minus 1, da? Minus 1 că avem. Plus 2, plus 3, plus puncte, puncte. Plus... minus 37. Minus 37. Deci, plus 36 se vadă prietenii noștri. Minus 37. Plus puncte, plus, plus 38, ca se vadă că l-am încadrat ăsta, care mi este important. Plus puncte, puncte. Plus 48. Minus 40. Plus 48. Da, minus 49. Și minus 50. Este egal cu suma asta, cine vrea, n-ar decât să convingă, 1001. Da? Nu a fost grea, da. Deci, dacă am înțeles mecanismul... Da, acum, din când nu o înțelegi mai bine, devine mai ușor. Sigur că da, sigur că da. Nu mai riști să dai... Da. Ai văzut că suma este... Ce fel, nu mai bani. Da? Da? Și aici este neapărat ca la diferență să-ți dea un număr par. Asta e, să împarți în două și până suma, numărul acela care înseamnă pierderea, îl construiești. Da. Din numele consecutive, tot ce ai acolo e expus. Și este la îndemână să construiești. Sigur că sunt multe variante pentru 137, dar noi am văzut una din variante să ne pui
scrie pe tablă, să o vedem concret. Am avut dreptate să mă opresc la problemă? Da. Deci dacă mă lăsam pe mâna ta, era o greșeală în capul tău acolo, că nu sesizai, nu sesiza și chiar miezul problemei. Și încă ceva. Noi am mai făcut, am debutat cu chestiunea asta, atragându-ți atenția. Și totuși slăbiciunea aceea se păstrează acolo, vezi? Da. De ce acum am șters-o complet. Da, numărul trebuie să fie impar. Da. Depinde de aici. Depinde de rezultat. La sua gaus, dacă îți dă par... Nu, pun un număr par. Dacă îți dă impar, pun impar. Da, așa este. Ca impar minus impar, să dea un număr par și să putem împărți în două, să vedem pierderea și când nu construim pierderea. Nu? Da. Poți să propui așa colegilor tăi, prietenilor, și să spui, uite, găsiți voi așa, nu numai până în 10, ai văzut cum a fost până în 38. Da. Acum nu pe 38 o fac eu. Poți să mă duc până în 38. M-am dus la 50. Poți să mă duci până la 100. Sau... N-are importanță. N-are importanță. Important este să știm. Sigur, cu cât te duci mai sus, numărul, diferența aici este mai mare și cum îl construiești, e problema ta, din numele pe care l-ai la dispoziție, dar e ușor de construit, nu-i nicio problemă. Dragilor, iată că am făcut și această problemă și mai facem încă una. Hai să ne înfingem și la una de 7 stele, să vedem ce ne iese aici. Sunt curios și eu să văd cât de bine. Nu. Ne-a bucurat. Trebuie să îndrăznim și la asta, să vedem dacă vreo idee ne vine în minte. Dacă mă visam, nu? Da. Deci... În clipa în care problema începe să ne aparțină, deci dacă ea este o problemă care ne place și care e în centrul minții noastre, de ea nu scăpăm nicio clipă. Da? Deci de ea nu scăpăm nicio clipă. Și tot încercăm să o învârtim până o înțelegem foarte bine. Arătați că R este numele întregi A și B, care se verifică egalitatea. Modul din 3A, modul din 3A plus 5B, minus modul din 7A minus 9B, egal cu 2009. Deci arătăm că nu există A și B. Da, au trebuie să fie egale în amândouă relațiile. Da, da. Deci să arată că nu există A și B din Z, încât să aibă loc această relație. Păi, modul A și B poate fi și negativ și pozitiv. Sigur că da. Da. După ce o să ne dea modulul, neapărat trebuie să fie pozitiv. Dacă ne gândim că ar fi pare, ar fi 3A plus 5B minus 7A minus 9B. 3A plus 5B minus 7A? Minus 9B. Așa. Mă adunau în plus, ar fi 10A minus... Poate nu există. Păi, deci, A și B... Noi spunem că există. Da. Zicem că există. Dacă există, ar trebui să le găsim. Da. Ca să nu există, trebuie să intri într-o contradicție ceva. Păi, trebuie să vedem care sunt divizorul de 2009. Ce înseamnă modulul? Adică am, de exemplu, modul din minus 3. Să-l aflu. Este 3.
Deci modulul înseamnă că totdeauna e un număr pozitiv. E un număr pozitiv, nu poți fi niciodată. Deci modulul din A e totdeauna mai mare egal decât 0. Modulul oricărui număr. Dar modulul acestei expresii? Este un număr pozitiv. Neapărat tot. Neapărat, nu poate. Dar de sau apropo. Tot pozitiv. Se închestă modul. Așa. Păi dacă acolo scrie -2009, e posibil? Nu, dar nu scrie -2009. Și dacă ar fi scădere, dacă ar fost adunare, și dacă era acolo 2009, era... Deci dacă, și dacă ai fost minus, din cauza scăderii, există posibilitatea să am numai de aceste. Este un număr, rural 7, minus 19. Și fără un număr negativ. Da. Când modulul mi-a dat 19 aici. Ăsta mi-a dat 7. După care locuirea lua și mea. Deci dacă ți-aș fi dat așa, dacă ai fost cu plus și egal cu număr negativ, spunea imposibil, scurt. Da. O sumă de număr, două numere pozitive, nu poate fi un număr negativ. Da. De ce 2009? Eu stau și mă întreb. Da, dacă, trebuie să vedem dacă prin 2009 se găsesc divizorii 3, 5, 7 și 9. Deci la ce te-ar ajuta? Pentru că dacă n-ar fi... Până la urmă, la final, ori îți aflăm pe A, ori îl aflăm pe B. Ca să vorbim, îl aflăm pe celălalt. Și ar trebui ca numărul să se împartă ori la 7, ori la 5, ori la 9, ori la 3. Pentru că la final exercițiul acesta, sigur, de exemplu, B cu B se va elimina și va rămâne doar A, să zicem. Și ar trebui să se împartă 2009 ori la 3, ori la 7. Sau dacă rămâne B-ul, ori la 5, ori la 9. Dar nu neapărat trebuie să vezi așa că să se... Deci după ce locuiești pe A și B, îți dă un număr întreg aici. Da. Și dacă e negativ, va face pozitiv. Aici îți dă iarăși un număr întreg. Dacă e negativ, va face... Deci tu legi pe 2009 cu divizorii lui 3, dar 3 ani cu 7 ani nu se duc, e același A, nu puteți scăpa foarte repede de ei, ca să rămâne ori numai A și ori numai B, tu așa vrei să spui, nu? Da. Nu. Sau să văd dacă se împarte la unul dintre ei. Nu știu, pentru că mă gândesc că poate mai târziu o să rămânem doar cu o necunoscută. Da, faza este că de ce numele sunt toate impare. 3, 5, 7 și 9, da? Păi orice număr mulțit cu 5 se termină în 0 sau 5. Da. Orice număr mulțit cu 3. Nu. 3 nu e la mine. Trebuie de văzut aici, sigur că noi ne-am dus, tu ești la început cu numerele întregi aici și ne-am dus deodată peste o chestie dificilă, ar trebui explicitat aici. 3A plus 5B e pozitiv dacă toată expresia e pozitivă și este cu minus dacă asta e negativă. Deci o primă observație care o ai tu este că 3, 5, 7 și 9 sunt aici numere impare. Și 2009 e tot impar. Și 2009 tot impar. Dacă aș avea, să zicem, rezultatul ăsta să fie un număr impar minus un număr tot impar, atunci diferența da un număr par și n-ar fi așa. Dar n-am niciun motiv să zic 3 ori un număr. Doar dacă era...
Doar la 5 putem spune asta. Că 5 ori număr de 0 sau 5. Atât. Da. În rest nu ne ajută cu nimic la niciunul dintre. Nu ne ajută la nimic. Și pe raționamentul ăsta, A și B par și impar, nu ne ajută pentru că... Păi dacă, de exemplu, avem 7 ori A minus 9 ori B, nu putem într-un fel să facem 7 ori 9 și 7 ori B? 7 ori 9 și 7 ori B? Da, aș avea 7 ori A minus 9 ori B. Să fac 1 câte 1, adică 7 ori 9, 7 ori 2. Ai cum, dar e înmulțirea întâi trebuie să faci, nu? Înmulțirea și pe urmă adunești scădere. Eu zic că mai reflectăm la asta, că este un exercițiu dificil. Da. Urmează să-l vedem, da? Da. Bun, ne oprim aici. La revedere! La revedere! Să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la profana.